Bună seara, sunt Vitalie Cojocari, iar la Euronews România începe emisiunea de analize, comentarii și interviuri, vocile care contează. Iată temele ediției de astăzi. Parlamentul României, instituție în care ar trebui să avem dezbateri și discuții civilizate despre problemele sau viitorul țării, a fost astăzi locul unor scene violente. Liberalul Florin Roman spune că a fost lovit și mușcat de Dan Vâlceanu, fost liberal, fost social-democrat, în prezent deputat neafiliat. Imaginile sunt cu impact emoțional, iar deputatul neafiliat Vâlceanu a fost sancționat deja. Discutăm subiectul cu invitații mei de la această oră. Tot astăzi, la Euronews România, continuăm discuția despre alegerile din 9 iunie. Vorbim despre alegeri europarlamentare, dar vorbim și despre alegerile locale. După ce v-am prezentat candidații din București, este momentul să vedem ce se întâmplă și în alte orașe mari din România. La Euronews România avem astăzi o dezbatere electorală între candidații la primăria Cluj-Napoca. Până atunci aș vrea să vedem ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Deputatul PNL Florin Roman spune că a fost agresat de deputatul Dan Vâlceanu. Are în sprijinul său imagini de pe camerele de supraveghere. Roman a fost la Institutul de Medicină Legală și urmează să depună plângere penală. Iar deputatul neafiliat, Dan Vâlceanu, deja a fost sancționat disciplinar într-o ședință fulger a Comisiei Juridice. Reacția sa lipsește. Să vedem materialul și revenim la discuția din studio. Conflictul a început în sala de plen a Camerei Deputaților. Florin Roman povestește că l-a atenționat pe Dan Vâlceanu că stă în băncile PNL, asta deși nu mai este membru de partid. Cei doi au ieșit din sală, iar acolo vorbele au fost înlocuite cu agresiuni fizice. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, se vede cum Dan Vâlceanu se repede la Florin Roman și îl atacă. Deputatul PNL a revenit în sală, iar știrea a ajuns imediat la urechile președintelui Camerei. Rog liderii grupurilor parlamentare să ne revedem, nu știu ce incident s-a întâmplat. Rog liderii grupurilor parlamentare să vină la prezidiu. După ședință, Florin Roman s-a dus la Institutul de Medicină Legală. El a anunțat că odată ce primește certificatul, depune plângere penală împotriva lui Dan Vâlceanu. Liberalul a dezvăluit că îl cunoaște de mai mulți ani pe Dan Vâlceanu și că nu a avut niciodată ieșiri violente. Am văzut doar că este extrem de tulburat, avea o privire extrem de ciudată. Mi-am dat seama cum pe care cunoșteam eu nu e acel om. Era practic altcineva, s-a și speriat după ce a conștientizat ceea ce a făcut. Am văzut acea urmă de regret pe fața lui și de conștientizare. Eu cred că are nevoie de odihnă, domnul Vâlceanu. Spuneați că avea o privire ciudată. Credeți că, nu știu, era sub influența altor substanțe? Eu nu vreau să fac speculații, dar cred că pentru a înlătura aceste speculații, așa cum i-au venit la medicină legală, cred că și domnul Vâlceanu ar fi bine să facă dovada faptului că a fost el și nu altcineva. Între timp, în Parlament avea loc o ședință fulger a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, la care nu a participat niciunul dintre protagoniști. Deputații juriști au decis rapid să-l sancționeze pe Dan Vâlceanu cu cea mai aspră măsură prevăzută de regulament. A fost sancționat cu reducerea indemnizației cu 50% pentru o perioadă de 6 luni și reducerea timpului de vorbire la 10 secunde. Nu am apucat să-și încheiat ședința, s-a pus întrebare, nu am apucat să scriu un cuvânt pe WhatsApp, pe grupul ședinței, s-a încheiat, s-a declarat ședința închisă și am rămas perplexă. Inițial, deputatul neafiliat Dan Vâlceanu a spus jurnaliștilor că a fost doar o altercație verbală. Apoi, după ce au apărut clipurile, a transmis doar că nu vrea să dea declarații, nu vrea să intre într-un scandal marca Roman. Politicienii de la alte partide se întrec în critici. Rămâne acum de explicat, rămâne să primim explicații din partea PNL-ului, nu numai noi, ci și întreaga Românie, cum în momentul în care gestionezi atât justiția cât și internele, poți să tolerezi astfel de evenimente ale unor reprezentanți ai propriului partid politic. Iar un deputat AUR, care la rândul lui s-a confruntat cu acuzații de violență, dă lecții de normalitate. Violența nu are ce să caute niciunde în societate, cu atât mai mult în plenul Camerei Deputaților. Am văzut când cei doi au ieșit afară, din unghiul din care am văzut eu părea că domnul Vâlceanu îl scoate afară pe domnul Roman și după aceea undeva aproximativ la un minut l-am văzut pe domnul Roman cu sânge la nas și tamponându-se dest la nas. În Camera Deputaților în această legislatură au apărut de mai multe ori izbucniri violente în care au fost implicați politicieni de la toate formațiunile.
Despre acest, dar și alte subiecte discutăm în continuare la Euronews România, la Vocile Care Contează. Invitatul meu din această seară este domnul Vasile Dâncu, candidat din partea PSD la alegerile europarlamentare, președintele Consiliului Național al PSD. Senator, bună seara! Bună seara! Aș vrea să discutăm în primul rând despre incidentul din Parlament, unul cu adevărat regretabil. Nu ne-am fi așteptat să se întâmple asta în Parlament și, prin urmare, aș vrea să aflu părerea dumneavoastră, dar în același timp să știu ce știți dumneavoastră despre acest incident. Este un eveniment regretabil și sigur că, pe lângă lipsa de încredere pe care oamenii o au în politică și în instituțiile democrației, acest lucru nu face decât să ducă și mai mult în derizoriu o instituție importantă a democrației. Este regretabil, din nefericire, vine pe fondul unor scăpări care, după părerea mea, există în acest moment în regulament și mai ales chestiuni de disciplină. Am văzut la acea ședință festivă legată de sărbătorirea Zilei Prieteniei dintre România și Israel, un spectacol pe care doamna Șoșoacă l-a făcut. A fost în Senat sau în plen? A fost în plenul comun. Plenul comun. În Senat se întâmplă mai rar asemenea lucruri. Camera Deputaților are o cutie de rezonanță mai puternică. Sunt mai mulți oameni și poate că există și mai mult o tradiție a polemicii în afara microfonului și aceste lucruri sunt până la urmă produc dezordine. Există o teorie americană a ferestrelor sparte care spune că dacă lași o fereastră spartă la un imobil, încet, încet aceasta conotează dezordine și vor veni oamenii și vor sparge și celelalte geamuri, vor sparge și pereții, porțile și până la urmă va fi un dezastru. Lucru care se întâmplă dacă lași să se întâmple unele lucruri de genul acesta în care sunt oameni care vor să iasă în evidență, care vor să nu respectă nicio regulă, nici regulile. Ce s-a întâmplat astăzi? Ce știți că s-a întâmplat astăzi între domnul deputat Dan Vâlceanu și domnul Florin Roman? Ambii foști deputați PNL, domnul Vâlceanu a fost și de, la un moment dat, membru PSD. Da, sunt doi dintre membrii PNL din acest moment. Înțeleg că nici domnul Vâlceanu a fost... Este neafiliat. Este neafiliat, dar în același timp n-a fost scos afară, n-a fost dat afară din PNL. Și atunci are un statut ambigu în acest moment. El a plecat alături de domnul Orban la un moment dat, dar mi se pare că era chiar... Nu este în forța dreptă. Era chiar secretar general al partidului, nu a vrut să plece totuși într-un nou partid și atunci a rămas undeva între cele două partide, între Forța Dreptă și Partidul Național Liberal. Probabil nu am fost acolo, am auzit și eu probabil că domnul Roman, care este unul din oamenii care are un free speech, așa vorbește despre orice, cu oricine, este cel care este primul care sare la polemici atunci când apar polemici în Parlamentul României. Probabil că i-a spus niște lucruri care l-au făcut să nu se mai poată abține. Nu este scuzabil acest lucru. Ca parlamentar al României, ca deputat, ar fi trebuit și domnul Vâlceanu să fie mai atent. A spus free speech, e un eufemism de la ceva. Puteți să detaliați la ce vă referiți? E un eufemism de la faptul că de foarte multe ori sunt unii parlamentari care nu respectă unele reguli ale civilizației, să spunem așa, politice și critică în mod deschis, fără argumente. Domnul Florin Roman face parte din această categorie. Roman, într-un fel sau altul, este unul din oamenii care este foarte conflictual și probabil că din această cauză s-a întâmplat și acest lucru. A avut vreodată un conflict cu dumneavoastră? Nu am avut conflict, dar știu că a scris sau a făcut declarații absolut incorrecte și despre mine și despre alții parlamentari. Și totuși acest lucru nu permite o reacție atât de virulentă, violentă pe care a avut-o domnul Dan Vâlceanu. Am văzut imaginile, dumneavoastră le-ați văzut. Ce părere aveți după ce ați văzut aceste imagini? Este regretabil, cu siguranță, că nu se poate să acceptăm acest lucru, înfruntări fizice în Parlamentul României. Deci este clar și s-a făcut și o sancțiune foarte rapidă. Sperăm că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla, deși dacă se lasă confruntări verbale continuu, parlamentari care circulă liber în sală cu telefoane, care vin să-ți pună telefonul în față, intrând în zona intimă a celor care vorbesc, aceste lucruri, de fapt, până la urmă, duc la violență. Sunt indicatorii ai dezordinii și, până la urmă, duc la violență. Păcat că s-a
cumva această teorie a ferestrelor sparte și-a găsit o exemplificare și în guvernul României. Să sperăm că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla, dar astea sunt chestiuni care nu țin numai de sancțiuni. Pentru că și eu am senzația că am vorbit prea mult despre faptul că nu există sancțiuni mai puternice. Țin până la urmă de civilizația noastră politică și electorală, de ceea ce trebuie să faci ca un politician civilizat, în sensul că îl asculți pe celălalt, să vii cu argumente, chiar atunci când ești critic, chiar atunci când faci polemică, și polemica are regulile ei și, din păcate, la noi, în ultima vreme, s-a ajuns la depășirea tuturor limitelor în ceea ce privește discursul politic. Acești oameni reprezintă poporul român. Ei au fost aleși de români acolo. E o oglindă a poporului? Sigur că, la modul absolut, să spunem așa, parlamentarii sunt o oglindă a poporului. Dar n-aș spune că poporul este de vină pentru asta, pentru că poporul a ales ce a avut în față. Poporul nu și-a putut produce, să spunem, proprii lideri. Au venit partidele cu liste, l-au pus în față și a ales. Evident că acești oameni care fac scandal pentru a ieși din regulă, fac scandal pentru a deveni populari. Există o parte din populație care vrea, este împotriva politicii și care vrea să vadă asemenea lucruri. Problema este însă că aceste lucruri sunt cultivate și acesta este, pentru că mass media nu poate să nu prezinte asemenea imagini, pentru că este cu adevărat, ea trebuie să arate adevărul și acestea fac parte din adevărul politic până la urmă. Pe de altă parte, există partide care fac acest lucru în mod sistematic, pentru că a să atragă atenția, pentru a arăta că n-au alte soluții, dar au această soluție a violenței. O să eliminăm pe toți, o să băgăm pe toți în pușcării, vom veni cu o soluție simplă, confiscăm toate averile, facem repede alte măsuri. Este formula populistă până la urmă, formula în care găsește pentru orice o soluție foarte simplă și de multe ori soluția este violentă. Ați spus două lucruri care mi-au atras atenția de la începutul discuției și anume au fost sancțiuni foarte rapide, dar vedem că a fost sancționat doar domnul Vâlceanu și foarte rapid. Credeți că trebuia să afle mai multe Comisia Juridică din Parlament după și abia după aia să tragă linie și să stabilească sancțiunile? Reacția rapidă este bună din punct de vedere comunicațional și asta este una din cele mai primele indicații pe care o dă un consultant comunicațional care spune reacția, trebuie să reacționezi foarte repede, să arăți hotărâre și să curmi discuțiile ulterioare. Soluția este bună. Evident că se pot și răzgândi cei din Comisia Juridică. Săptămâna viitoare ar putea să discute și alte condiții, să-l audieze pe domnul Vâlceanu, de exemplu, să-l audieze și pe domnul Roman și să poată să dea ca la fotbal, cum se dă câteodată cartonaș galben sau roșu la amândoi. Deocamdată se pare, pentru că cu siguranță s-a văzut ceva acolo, probabil că inițiatorul violențelor, a contactului fizic a fost domnul Vâlceanu, probabil că așa s-a întâmplat și de aici comisia, care era și în ședință, a luat rapid o decizie. Ar trebui luate de mai multe situații decizii de genul acesta, s-au mai luat decizii de genul ăsta, s-a și schimbat regulamentul, de câte știu eu, și la Camera Deputaților în ultima vreme, privind sancționarea unor fapte, nu neapărat de violență, dar fapte care exced regulamentului. Să sperăm însă că se va găsi o soluție, inclusiv pentru a scoate din sală pe unii turbulenți care nu lasă, de exemplu, să se desfășoare o festivitate. Am fost membru în prima delegație a României la Parlamentul European, la Bruxelles. Și îmi aduc aminte și am văzut și acum, merg des la Parlamentul European cu Comisia de Afaceri Europene din Senatul României, unde sunt președinte, și unde văd pe acei ușieri care sunt probabil foști luptători, deși sunt foarte eleganți, sunt oameni în vârstă cu părul alb, au cam 2 metri și o ținută foarte elegantă, însă mă aduc aminte, când se ridica cineva în picioare și încerca să blocheze, să fluiere, să blocheze vreun discurs sau să, am văzut o singură dată, să dea cu pantoful masă, cum a făcut Hrușcev la un moment dat la Organizația Națiunilor Unite, îl iau frumos pe respectivul, dacă nu vrea să iasă elegant, îl iau pe sus și îl scot afară. Și după iau pe sus, asta propuneți și în Parlamentul României. Da, cred că și în Parlamentul României sunt situații în care se vine cu tălângi, se vine cu fluiere, cu
tot felul de instrumente, se aduc tot felul de pancarte, se fluieră, se blochează. Este o limită a decenței care uneori este depășită. Și cum vedeți rezolvarea? Pentru că spuneați, există scăpări în regulament. Deci, cum vedeți rezolvarea acestor probleme? Cred că ar trebui să fie un regulament mai strict cu privire la civilizația dezbaterii în Parlamentul României. Și acest regulament să fie mult mai bine codificat. Adică să scrie foarte clar, așa cum este în codul penal, să spunem, să se scrie foarte clar, aceste tipuri de manifestări sunt pedepsite prin următoarele. Adică să nu lase prea multă interpretare, domnule pentru senator, că totuși da. E prea multă libertate, după părerea mea. Ajungem la asemenea situații pentru că s-au fost scăpări din aproape în aproape. Dar poate că asta este și ideea unui parlament. Acum nu spun că așa trebuie să se întâmple. Eu doar stau să mă întreb cum s-ar rezolva situația. Am vedea niște deputați nemulțumiți, poate pe bună dreptate sau nu, nu știm. Dar am vedea ulterior niște angajați ai Parlamentului care vin, îi ridică pe sus și scot din sala de ședințe. Credeți că asta ar fi o soluție? N-ar da apă la moară să spună, uite, mi se pune pumnul în gură, nu există o libertate de exprimare, am încercat să mă opun anumitor legi cu care nu sunt de acord, uite ce mi s-a întâmplat? Cu siguranță că s-ar spune acest lucru, dar nu ești credibil în momentul când te-ai comportat huliganic în Parlamentul României, care până la urmă ar trebui să fie o agora a democrației, să fie un templu al democrației. Nu ești credibil când nu ai reușit să respecti regulile de acolo. Până la urmă ai dreptul să vorbești. Este destul de bine definit prin regulament dreptul tău de a vorbi. Fie că vorbești la procedură, nu respecti totdeauna procedura, pentru că merg la procedură și vorbesc politic. Poți să vorbești pe timpul care îl are partidul tău. Neafiliații au de asemenea locul lor. Ai declarații politice în care poți să spui ce vrei, nimeni nu te oprește să spui ce vrei, adică ai presa afară care de-abia așteaptă să vii cu ceva. Adică există posibilități de exprimare. Dacă vrei să te exprimi huliganic, după părerea mea, nu ai loc în democrație. Okay. Asta este. Definiți huliganic, să înțelegem viziunea dumneavoastră până la capăt. Ce acțiuni în Parlament ar intra sub incidența acestei definiții de huliganic? De exemplu, situația în care nu respecti timpul, primul lucru, timpul pe care l-ai alocat. În al doilea rând, te miști, încerci să umbli prin sală în fața unor grupuri parlamentare al unui partid advers și faci gesturi obscene, cum se întâmplă. În sensul în care vii și faci, perturbi un discurs. Nu lași pe cineva să vorbească. Sau te miști în Parlament și te duci să-l stresezi pe cel care se află la tribună. Te ridici în picioare cu o talangă și blochezi o festivitate, de exemplu. Toate aceste lucruri se întâmplă în Parlamentul României câteodată, ce drept că se întâmplă în fiecare zi. Dar arată totuși nu democrație, prea multă democrație și lipsă de civilizație. Ori noi, până la urmă, dacă dăm acest exemplu, Parlamentul este făcut, conceput în ideea democrației ca să adune conflictele de jos în care pot exista și există prin fragmentarea socială, a opiniilor, a statutelor, așa, să rezolve simbolic, este o bătălie simbolică acolo, care să rezolve conflictele din stradă, să nu ajungem la conflicte în stradă atunci când decidem suntem contra avortului sau nu suntem contra avortului, vrem pensii speciale sau nu vrem pensii speciale sau alte lucruri care țin de dezbatere din societate, unde opiniile sunt împărțite. Parlamentul trebuie să rezolve în mod pașnic aceste lucruri. Pentru ca să nu se întâmple asta în stradă. Ori noi ajungem să dăm un exemplu de violență în Parlament și atunci, evident că asta se propagă. Eu știu, în sociologie există o teorie, un fel de teoria epidemiei sociale, în care, de exemplu, este demonstrat că dacă la televiziune apare un caz de sinucidere, mai ales sinuciderea unor tineri sau tentativele de sinucidere unor adolescenți, după aceea, și Malcolm Gladwell, mi se pare, în o carte, Punctul Critic, demonstrează asta, după aceea are loc o epidemie de asemenea
sinucide sau tentative de sinucidere în zonele respective. Am înțeles. Parlamentul să nu dea tonul unor asemenea acțiuni și în societate. Trebuie să spunem că am încercat să iau legătura cu domnul Vâlceanu. I-am oferit posibilitatea să ne ofere și punctul dânsului de vedere. A spus, nu o să am intervenții pe subiectul acesta, asta ne-a zis domnul Vâlceanu, este dreptul dânsului, desigur. Dar avem o reacție deja de la guvern, aflat în vizită în Turcia. Premierul Marcel Ciolacu a comentat bătaia care a avut loc astăzi în Parlament. Să vedem declarația. Pentru că dumneavoastră ați fost președinte al Camerei Deputaților, chiar astăzi doi parlamentari liberali s-au bătut, unul dintre ei l-a mușcat de nas pe celălalt, Dan Vâlceanu și Florin Roman. Cum vedeți astfel de acțiuni în Parlamentul României? Bine că pe timpul meu nu s-au întâmplat astfel de cazuri. Vi se pare normal? Nu, e de cascadorii râsului. Așadar, cascadorii râsului în Parlamentul României. Sunteți de acord cu această reacție, cu această caracterizare a ceea ce s-a întâmplat? Da, Marcel Ciolacu a încercat într-un fel să spună că este tragic acest lucru, chiar dacă are aspect de comedie. N-a vrut probabil, pentru că vorbea despre lucruri importante pe care le-a făcut în Turcia și n-a vrut probabil să aducă o temă parazită în discuția lui și de aceea n-a comentat mai mult. Cu siguranță că atunci când o să vină în țară o să comenteze mai mult, pentru că practic este premierul României, dar și a fost președintele Camerei Deputaților, dar președintele Camerei Deputaților acum este un înlocuitor al lui. El, în mod simbolic, este premier, este președintele Camerei Deputaților, de fapt. Ultima întrebare la subiect. Dumneavoastră, când ați fi pus într-o situație de a fi nemulțumit de... Dacă ați fi în opoziție, da? Au fost situații când ați fost în opoziție. Așa. Și dacă ați manifesta zgomotos și vi s-ar tăia microfonul, care ar fi acțiunile pe care le-ați întreprinde? Eu niciodată, ies probabil și temperamentul meu, sunt ardelean, eu nu aș face un scandal într-o adunare a Parlamentului, așa, să spunem, în care să vociferez gomotos sau să depășesc timpul, îmi place să fiu civilizat. Protestul meu este următorul, îmi place să scriu, aș scrie un pamflet, mi-aș exprima prin scris pe blogul meu, pe Facebook, m-aș duce la televiziune și aș vorbi împotriva acestui lucru, aș face o petiție publică. Adică există multe posibilități prin care poți să-ți exprimi dezaprobarea față de un lucru care nu-ți convine, cu care nu ești de acord. Nu cred că soluția în Parlamentul României este să zbieri, să îi blochezi pe ceilalți să vorbească sau să faci violențe. Dar îi înțeleg pe cei care câteodată depășesc limita. Ați avut colegi care uneori, chiar în PSD, care, și colegi care au avut un comportament mai neadecvat. Da, sigur că sunt situații. Nu îmi place să incriminez oameni, pentru că uman îi înțeleg. Deci uman îl înțeleg pe Vâlceanu. Probabil că n-a rezistat. Probabil că a avut o discuție care... pe care n-a putut să o gestioneze cognitiv destul de bine și n-a putut să suporte o jignire sau ceva. Și înțeleg pe acești oameni. Cred că și mie mi s-ar putea întâmpla acest lucru, dar nu pot să accept aceste practici. Asta nu pot să le accept pentru că eu cred că democrația permite tot felul de lucruri, dar nu acceptă violența fizică. Asta cred că este un lucru care, de asemenea, democrația nu poate funcționa fără respectul regulilor. Dacă nu respectăm regulile, atunci această formă de libertate pe care o avem prin democrație nu și are sensul, își pierde sensul. Da. Să știți că dumneavoastră vorbeați, iar eu mi-aminteam de niște imagini pe care le-am văzut chiar de curând în Parlamentul Georgiei, acolo unde democrația este pusă sub mare presiune de către actuala putere, iar deputații s-au bătut în Parlament. Există situații și situații în care și nu au fost condamnați, pentru că, într-adevăr, puterea a luat o decizie care vine în contradicție cu dorința oamenilor care au ieșit în stradă, iar cei din Parlament, care reprezintă populația și inclusiv pe cei din stradă, au reacționat astfel încât furia a dat peste margine.
nimic nu justifică violența, chiar când ai dreptate. Poți să găsești alte metode prin care să-ți valorifici ideea ta și dreptatea pe care o ai, nu prin violență. Chiar dacă uneori scuzăm violența, mă aduc aminte multe perioade, din, multe elemente din evenimente din istoria ultima a României, a fost folosită violența și a fost legitimă violența respectivă. Marele sociolog, întemeitorul sociologiei moderne, Max Weber, spune următorul lucru. Doar statul are monopolul violenței legitime. Noi, cetățenii, nu avem. Am dat-o statului ca să facă ordine și să se ocupe de... până la urmă, de securitatea noastră. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste analize. Aș vrea să ne orientăm și să mergem să discutăm și despre alegeri europarlamentare. O vom face, însă după o foarte scurtă pauză revenim la discuția din studio cu domnul senator Vasile Dâncu. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Discutăm în continuare despre alegerile din România, alegerile europarlamentare. Alături de mine este domnul Vasile Dâncu, senator, dar și candidat PSD la alegerile europarlamentare. Și de aici vreau să pornesc discuția despre alegerile europarlamentare. Sunt curios, din perspectiva dumneavoastră, care ar trebui să fie principalul proiect cu care merge PSD în Parlamentul European pentru un nou mandat? Acum, proiectul nostru este unul destul de complex pentru că suntem partid de guvernare și atunci nu ne putem permite un proiect numai de brand, să zicem. Avem un singur proiect și cu acesta ne ducem, adică avem o singură direcție. Sunt câteva lucruri care, după părerea mea, sunt fundamentale și pe care le vom susține acolo. Sintetizez așa câteva direcții, putem să discutăm pe delete despre fiecare. În primul rând este, după părerea mea, momentul schimbării în care Europa se schimbă, în care balanța de putere în lume se schimbă. Și România este cazul să se comporte și să devină o putere regională aici. Ne comportăm în momentul acesta ca o putere de mână a doua. România. Ne-a intrat asta în cap, că suntem o țară mică, că nu avem putere și că... Dar cine este de vină, domnule senator? Până la urmă, nu știu, avem... Dumneavoastră, de exemplu, sunteți la guvernare, PNL a dat președinte. Mă gândesc că ar putea să se comporte așa cum spuneți, ca o putere regională. Da, este... Noi nu ne comportăm ca o putere regională și asta este vina întregii clase politice. În ultimii ani, noi am suportat un MCV nedrept pentru noi, am suportat Schengen-ul, o decizie nedreaptă pentru noi, suportăm subvenții agricole, de exemplu, pentru țăranii noștri la hectar. Noi primim 200 și ceva de euro și olandezul sau francezul primește vreo 400 de euro și sunt multe alte lucruri care țin de inechitate în Europa. Deci noi, eu m-am convins, mai ales în ultima perioadă, lucrând la Parlamentul României, la Comisia de Afaceri Europene și ca reprezentant al României, șeful delegației României la adunarea parlamentară NATO. Văzând activismul unor țări baltice, a unor țări din Balcani, din Balcanii de Vest, a unor țări mai mici decât noi, care au mereu o voce, au mereu inițiativă și care schimbă lucrurile. Noi, în acest moment, după Brexit, suntem și una din primele țări ca populație, suntem una din primele țări, avem un avans fantastic în ultima vreme și în ceea ce privește... Vom avea și printre cei mai mulți europarlamentari, 33 de europarlamentari. Data trecută, câțiva parlamentari, 14, au schimbat balanța, de fapt, între un președinte sau altul al Comisiei Europene. Deci noi trebuie aici, suntem foarte importanți pentru că avem o parte din flancul estic ca element de apărare. Europa trebuie să câștige autonomia strategică după COVID și după celelalte... Hai să le luăm pe rând. Ce ar putea să faceți dumneavoastră? Ce ar putea să facă PSD? Ce ar putea să facă România? În cazul Schengen, în noul mandat al Parlamentului European?
Bun, în nou mandat, noi acum știm care sunt limitele Parlamentului în acest moment. Față de primul mandat în care am fost eu în 2008, Parlamentul European a câștigat mult în forță, în codecizie, are o altă dimensiune. Face o cenzură până la urma politicilor, participă la politicile europene. Va trebui, de exemplu, să susținem câteva lucruri în ceea ce privește pactul de migrație, de exemplu, pentru Schengen, că mă întrebați de Schengen. Da, da. Ori terminăm cu actualul status quo și unii spun că Schengen nu ar putea să dispară dacă mergem în acest ritm, pentru că politica legată de migrație cumva a luat o rasna, în sensul că există unele țări care au primit migranți până și-au umplut și au făcut un necesar de migranți și de acum încolo vor să blocheze migrația. Nu ne încurcă pe noi această chestiune. Noi avem obiectivul ca să luăm și Schengenul terestru. Aici o să... Concret, domnule. Concret, facem presiuni. Au fost înainte 4 declarații legate de Schengen și n-au reușit. Până acum aceleași presiuni s-au făcut. Deci ce ar putea să se schimbe? La ce să ne așteptăm nou? Pentru că va trebui să negociem. Atunci când ne dăm votul pentru cel care va fi președintele Comisiei Europene, șeful Comisiei Europene, este și votul nostru. Dacă noi ne concentrăm voturile și nu mergem pe voturi numai așa că ne dictează blocul din care facem parte, atunci avem o forță. Deci votați pentru noul șef al Comisiei Europene doar dacă intrăm în Schengen. Este o soluție asta. Doi, putem să ne folosim și România, dar aici nu numai Parlamentul. Trebuie să fim o echipă cu Ministerul de Externe care trebuie să aibă forțe și trebuie să fie un Minister de Externe care să aibă în față un politician. Minister de Externe din România? Din România. Sau al Uniunii Europene? Că din România. Ce va fi în Uniunea Europeană vom vedea. Okay. Deocamdată cei care fac politică externă în Europa nu au făcut mare lucru. Acum am văzut că s-a hotărât astăzi, dacă nu mă înșel, să se facă și o universitate diplomatică care să creeze mai departe diplomații care se ocupă de politică externă a Europei. Ne putem folosi de dreptul de veto. Noi nu ne-am folosit niciodată. Alții s-au folosit și am încurcat-o. Ok, pe ce aspecte propune să ne folosim de dreptul de veto? Se ne va negocia în viitor. Europa își va schimba instituțiile în perioada următoare. Ați dat exemplul pactului pentru migrație. Ar putea să fie folosit, părerea dumneavoastră mă interesează, veto România în acest caz? Poate fi folosit veto României, deși noi avem în pactul pentru migrație, de exemplu, noi am ajuns, guvernul României a ajuns la un anumit tip de consens în ceea ce privește mersul în viitor al pactului legat de migrație. Deci nu mai putem pune. Putem pune, că mai sunt de luat decizii. Decizia, de exemplu, legată de pactul de migrație, de a primi înapoi, de a repatria, într-un fel, adică de a trimite în anumite țări pe cei care nu primesc dreptul de azil în Europa, este o decizie discutabilă, în care România, cred că la un moment dat a fost de acord, mai urmează să se negocieze acest lucru. Și mai sunt și alte lucruri care vor ține de acest lucru, de zona asta de migrație. Deci, nu putem spune că Parlamentul European este inutil, pentru că este singura instituție cu oameni aleși în Europa. Da. Singurii legitimi. Restul sunt numiți de guverne și acceptați de asta. De ce până acum n-am reușit să facem asta, să depunem un veto în acest caz? Ați avut europarlamentari din partea PSD, unii care au făcut o treabă extraordinară în Parlamentul European. Dar de ce nu s-a recurs la această măsură până acum? Pentru că nu am avut o politică externă de forță. Nu am avut guverne care să aibă miniștri de externe de forță. Din partea președinției ne așteptam la o politică de forță în care să ne impunem punctul de vedere. Președinției. Și președinție, pentru că președintele este principalul actor al politicii externe, face politica externă în România, Ministerul de Externe, guvernele. Domnul Aurescu nu a avut o politică de forță așa care să poată impune pe acest aspect? Nu știu dacă ținea de voința lui, de proiectul lui politic, sau România nu are un proiect de forță. România, în general, aștepta întotdeauna. Am așteptat să vedem ce majorități se fac. Nu cred că am făcut ceea ce trebuie. Este opinia mea și nu știu, nu vreau să critic pe nimeni, pentru că nu era un singur om. Noi, aceasta a fost tipul nostru de atitudine. Eu vreau să spun ce ar trebui să facem în viitor, din experiența mea, văzând ce fac alte țări, văzând ce se întâmplă.
Nu vreau să dau exemplu Ungariei, că toată lumea e pe buzele tuturor ce face Ungaria. Poate Polonia, poate că nu e un exemplu bun Ungaria, dar Polonia. Polonia, într-adevăr, este o țară care își impune punctele de vedere, este sigur și un pic și mai mare decât România, este o țară catolică, dar trecând peste asta, suntem un subiect important al istoriei contemporane. Și eu zic că va trebui ca în proiectul, și de aceea am făcut alianța asta cu Partidul Național Liberal, pentru ca să avem un pool de parlamentari, măcar, care să aibă același proiect. Oamenii își doresc de mult românii ca să avem o singură voce la Bruxelles. Pentru că altfel ne uităm la foarte multe hotărâri și voturi pe care le-am dat noi. Am votat în funcție de cum ne-au dictat grupurile politice din care facem parte. Acum, eu cred că este un moment important. Și spun că este un moment important pentru că acum Europa trebuie să se schimbe. Europa trebuie să-și construiască autonomia strategică de care vorbește pentru infrastructură, de la medicamente. Avem 30 ceva de fabrici de medicamente în România. Vorbeați de apărare, de exemplu. Vorbeați despre faptul că trebuie să avem o strategie a apărării. Nu știm până la urmă ce se va întâmpla cu acel comisar european al apărării. Va fi un comisar cu siguranță și va fi un comisar important. Înaltul reprezentant... Credeți că ar putea să fie domnul președinte Klaus Iohannis? Nu cred că președintele Klaus Iohannis vizează asemenea funcție. Este sub nivelul unui fost președinte. Este o funcție executivă destul de complicată în acest moment și mi se pare că a și declarat în presă că nu vizează această funcție. Dar este o funcție importantă. Este o funcție importantă, așa cum este o importantă funcție pentru lărgire, unde avem și noi un interes, Republica Moldova, avem Balcanii de Vest. Prietenii noștri din Balcanii de Vest vin deja în România și caută expertiză. Vorbesc cu noi. Săptămâna asta vin macedonienii, de exemplu, la noi, la Senat. În cazul Ucrainei, care ar trebui să fie politica noului Parlament European? Care este viziunea dumneavoastră? Cum ar trebui să, să se rezolve conflictul? Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în continuarea mandatului său? Da, Uniunea Europeană a făcut un gest fără precedent, în care în istoria Uniunii Europene n-a existat să se implice activ în ceea ce era un război la granița Europei. În sensul că se implice activ, în sensul că a trecut la sancțiuni și la aloca fonduri pentru sprijinul Ucrainei. Emmanuel Macron propune trupe, forțe terestre care să lupte sau să intre pe teritoriul ucrainean. Sunteți adeptul acestei... Este exagerare aceasta. Nu cred că Europa poate intra și nici NATO, pentru că majoritatea țărilor europene sunt țări NATO. NATO este o... asociație defensivă, nu este una ofensivă și în momentul ăsta nu este atacat o țară NATO ca să existe motiv pentru asta. Asta este o exagerare, dar eu cred că Europa trebuie să facă două lucruri care sunt foarte importante în viitor, în materie de Ucraina. În primul rând, dacă a pornit pe acest drum al ajutorului pentru Ucraina, nu poate lăsa Ucraina deoparte. Trebuie să o sprijine în continuare, atât cât este posibil și cât se poate. Și în al doilea rând, trebuie să-și construiască propriul sistem de apărare în complementaritate cu NATO, așa cum a susținut noi întotdeauna și președintele Iohannis a avut o poziție foarte clară de-a lungul timpului și noi, România, a fost aici, a fost o poziție bună. Pentru că dacă e să lăudăm pentru ceva politica noastră externă, un mare succes pe care l-am obținut în ultima perioadă este faptul că Moldova noastră a reușit să înceapă acest proces al integrării. Este a noastră pentru că avem 1,5 milioane de cetățeni români cu cetățenie română, pentru că avem o sensibilitate pentru frații noștri din Republica Moldova. Asta este un câștig. Deci noi va trebui să mergem în continuare pe aceste proiecte și Europa le va sprijini cu siguranță. Și aici noi suntem șef de filă, ca să spunem așa. Ați văzut la ultimul summit NATO de la Madrid, atât președintele Biden cât și președintele Macron au promis și au și mers mai departe cu această promisiune, două brigăzi, fiecare câte o brigadă în România, asta înseamnă 5 plus 5.000 de oameni, în jur de 10.000 de soldați. La Mihail Cogălnicianu se construiește o bază de 10.000 de oameni cu familii, cea mai mare bază din Europa, probabil, o bază NATO foarte modernă. Deci România trebuie să valorifice acest, domnule senator, potențial. Mai am un minut sau două la dispoziție și aș vrea să vă întreb foarte scurt și despre alegerile locale, dar și europarlamentare. Nu avem dezbateri, domnule Dâncu. Nu avem dezbateri în care să vedem, de pildă,
candidații la primăria capitalei care să vină în studiouri de televiziune. Au invitația pentru a veni la Euronews România și să dezbatem, să vedem care dintre ei merită votul cetățenilor. De exemplu, la Cluj, dumneavoastră sunteți din Cluj. Am invitat candidații de acolo și nu domnul Boc nu poate pentru că nu-i permite programul. Iarăși ceilalți invitați, că doamna Cristea e candidatul PSD, iarăși nu poate că nu-i permite programul, deși ne-a confirmat inițial. Credeți că această lipsă de dezbateri este o problemă pentru alegeri, pentru democrație? Din păcate este cea mai rea evoluție, dacă nu cumva este involuție, în ceea ce privește campania electorală în România. Și se întâmplă de vreo 10 ani. Acest paralelism al candidaturilor și al programelor politice. Uitați-vă, am început cu dezbaterea prezidențială. Eu când am intrat în politică acum 25 de ani, țineai discursul public într-o campanie, vorbeai sălilor, piețelor, trebuia să te întâlnești cu candidații. Era o bătălie puternică. Lipsește. Oamenii învățau ceva din asta. E un joc electoral frumos, este și un spectacol acest lucru. Din păcate, scăderea calității candidaților, după părerea mea, face ca să fie nesiguri, face ca să-și, o dată cu media de internet, cu social media, Facebook și celelalte, reușesc să-și creeze canale paralele. Dar asta scade democrația, scade calitatea programelor, după părerea mea, și ne duci, este o fundătură aceasta, lipsa de contact, lipsa de dialog. De aceea se ajunge poate la un moment dat la scandal și la bătaie între candidați, pentru că ei nu sunt obișnuiți să se contrazică, să răspundă, deși la noi am dezvoltat școli de retorică în momentul ăsta. Există foarte multe licee din România care au echipe de debate, după model american, ce drept. Unii sunt campioni mondiali, avem la Cluj, știu niște campioni mondiali la debate de la Universitatea Babeș-Bolyai. Ceea ce este fascinant, adică se dezvoltă o civilizație a dialogului. Din păcate, politica merge invers. Este regretabil și se pierde, exact cum spunea, o simplificare a democrației foarte mult. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. De altfel, vă invit la dezbateri, acceptați să veniți la dezbateri cu contracandidații dumneavoastră de la alte partide? Oricând, n-avem nicio... Dacă programul ne permite, eu vin cu mare drag. Este cel mai interesant lucru. Perfect. Pentru că poți și să furi la ceilalți o grămadă de lucruri, dacă Perfect. Au idei bune. Reiau invitația, accept, înțeleg dacă aveți un program să veniți. E foarte bine, putem să organizăm. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezența dumneavoastră și pentru accept. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe, vorbeam de dezbateri, să știți că în scurt timp la Euronews România veți urmări prima dezbatere electorală, în centrul care este un oraș important al României, Cluj-Napoca. Până la urmă, candidații pentru funcția de primar al Clujului vor fi aici, în direct la Euronews România. Unii dintre ei, nu toți, vedeți cine, imediat, rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Discutăm în continuare despre alegeri, despre alegerile locale, pentru că în prima parte am vorbit despre alegerile europarlamentare. Vedem care sunt problemele principale pe care oamenii le văd atunci când vor dezvoltarea localităților în care trăiesc. Infrastructura orașelor, mai ales cea care privește traficul, este pe lista de priorități a tinerilor din Cluj. Euronews România încearcă să facă auzită vocea noii generații și să afle ce schimbări speră să aducă politicienii pe care ar putea să-i voteze pe 9 iunie. Să vedem vocea tinerilor, să o auzim și revenim în studio. La momentul de față, în orașul meu, aș dori să existe centură. Sincer, în Cluj, aș vrea să se facă o centură, o infrastructură mai bună. Poate un pic de mai multă ordine în cadrul administrații publice. O infrastructură din perspectiva transportului public cât mai dezvoltată. Fiecare persoană să poată să lase la o parte mașina proprie și să utilizeze cât mai mult transportul comun. Primul pas ar fi într-adevăr să existe cam peste tot în oraș o bandă dedicată pentru transportul în comun.
La Euronews România am discutat foarte mult despre alegerile locale din București, dar ne-am gândit să vorbim și despre alegerile locale din marile orașe. Invităm așadar candidații care participă la campanie electorală să participe și la dezbaterile electorale, pentru că numai așa vom înțelege pe cine să votăm, dar mai ales de ce. Dezbaterile electorale sunt importante pentru alegerile democratice. Dezbaterea electorală de astăzi, așadar, cum v-ați dat seama și din răspunsurile tinerilor, are în centrul ei Cluj-Napoca. Invitații mei luptă pentru funcția de primar al orașului. Alături de mine sunt domnul Călin Cozma, candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! De asemenea, Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la primăria Cluj-Napoca, este alături de noi, este și deputatul SR. Bună seara! Bună seara! Alături de noi și în legătură video este cu noi doamna Ramona Strugariu, candidatul Reper la primăria Cluj-Napoca, europarlamentar. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc și încă o dată că sunteți alături de noi. Aș vrea, înainte de a începe această dezbatere, să menționez că i-am invitat și pe ceilalți candidați. Emil Boc, actualul primar și candidat din partea PNL, a transmis că nu-i permite programul să participe la o dezbatere electorală. Doamna Aurelia Cristea, candidatul PSD, a acceptat inițial invitația, dar cu puțin timp în urmă a anunțat că are un program supraîncărcat, deoarece a intrat mult prea târziu în campanie. Domnul Sabin Sărmaș, candidat independent, fost membru PNL, a confirmat inițial participarea în proporție de 99%, ca să citez din dânsul, dar a revenit cu un refuz pentru că iarăși nu-i permite programul. Și doamna Olah Emese, candidată UDMR, are program în această seară. Așadar, aceștia sunt invitații care au confirmat, cu ei vom dezbate. Înainte de a începe dezbaterea, trebuie să vă explic niște reguli simple ale dezbaterii electorale din această seară. Eu vorbesc pentru candidați acum. Veți avea 3 minute să răspundeți la întrebări. Dacă vreți un drept la replică, o să vi-l ofer. Va fi de un minut, așadar să începem. Veți auzi înainte de a expira timpul un sunet specific și veți ști că trebuie să vă opriți și să vă încheiați ideea. Bun. Aș vrea să încep cu o întrebare. Am discutat cu foarte mulți locuitori din Cluj, am vorbit cu jurnaliști și din ce am discutat cu ei, am extras niște probleme ale Clujului pe care vreau să vi le propun. În primul rând, vreau să știu despre dumneavoastră. Care este proiectul la care ați muncit și vreau să știu un rezultat din cariera dumneavoastră care vă recomandă cel mai mult pentru funcția de primar din Cluj-Napoca? Domnul Călin Cozma, dumneavoastră aveți 3 minute, vă rog. Păi o să încerc să enumăr mai multe proiecte pe care le-am făcut. Eu, la bază, sunt cântăresc de operă, am stat 8 ani de zile în Germania, am cântat acolo vreo 300 de spectacole. În momentul acesta administrez mai multe companii în domeniul agriculturii, lucrez peste 2500 de hectare, agricultură ecologică, am o fermă de 400 de vaci de lapte. Mai am business-uri în domeniul Horeca, am înființat patronatul Horeca Transilvania la Cluj-Napoca în 2020 și am dezvoltat Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România, care are în acest moment 24 de județe, de patronate județene. Am participat la negocieri în ministere, am participat și în Consiliul Tripartit, alături de Consiliul Național al IMM-urilor din România. Am fost și jurnalist acum 20 de ani, am fost reporter la Realitatea TV, la departamentul sport și eveniment. Am trecut și prin Antena 3. Pe scurt, așa, am încercat să le număr pe toate ca să meargă repede. Da, ați terminat mai repede. Răspunsul e ok, e un răspuns și de jurnalist. Aceeași întrebare pentru domnul Viorel Băltărețu, candidat Alianța Dreapta Unită pentru primăria Cluj. Ce vă recomandă pentru această funcție? Mai multe lucruri. Unu, sunt inginer. Am fost antreprenor mai toată viața mea și în ultimii 4 ani de zile sunt actual deputat la primul meu mandat. Am în viața privată sau în viața profesională am construit mai multe firme. Am în continuare o firmă care s-a dezvoltat foarte bine, este o firmă care produce mobilier. Am o experiență managerială destul de vastă. Pe de altă parte, în Parlament am reprezentat clujenii. Am propus legi, mai multe legi care să ne facă viața mai ușoară și am propus foarte simplu
respect pentru cetățeni și companii. Pentru că pentru asta am intrat eu în Parlament, vreau să arătăm că și statul poate să respecte cetățenii și mai ales companiile, pentru că am această experiență. Ce mă mai recomandă? În acești 4 ani de zile m-am implicat în foarte multe proiecte de infrastructură în Cluj-Napoca. Am pus umărul la finalizarea proiectului Centurii Metropolitane și la, am avut mai multe elemente pe care am reușit să le impun în cadrul proiectului, astfel încât proiectul să fie foarte util clujenilor. Chiar domnul Boc mi-a mulțumit public de 2 sau de 3 ori pentru treaba asta. M-am implicat și, dacă vreți, o realizare pe plan administrativ a fost podul de la Turda, care era un pod care stătea să cadă. M-am implicat în finalizarea lui și în loc să fie finalizat în 12 luni conform contractului, a fost finalizat în 8 luni de zile, dar vreau să vă spun că am stat așa cu toată încăpățânarea, m-am dus acolo pe șantier și toată lumea zicea nu se poate, nu poți să-l faci acel pod, nu o să fie gata, încercau să-mi dovedească toți primarii din jur și toate autoritățile, am reușit să fac treaba asta cu încăpățânare și cu dârzenie. Asta este ceea ce cred că mă recomandă. Mă recomandă faptul că trăiesc la Cluj de mai bine de 20, aproape 30 de ani și vreau să arătăm că se poate face o altfel de administrație, că putem rezolva problemele care sunt lăsate de 20 de ani, ce să mai spunem, Centura Metropolitană și foarte multe alte proiecte. Da, mulțumesc foarte mult! O să revin la dumneavoastră și cu alte întrebări, dar acum vreau să întreb pe doamna Ramona Strugariu același lucru, care este proiectul de bază, puteți să menționați și alte proiecte, care vă recomandă pentru această funcție. Vă rog, doamna Strugariu. Am activat în instituții europene în capacitate tehnocrată 4 ani și încă 5 ani într-un mandat de europarlamentar în care am lucrat la standarde de bună administrare, de bune practici europene, în primul rând din Comisia pentru Control Bugetar și în al doilea rând din Comisia pentru Justiție și Afaceri Interne, unde am și rezultate foarte bune, sunt top 5 la nivelul întregului Parlament European pentru această activitate. De fapt, am adus standardele de transparență și de bună guvernare în instituțiile europene. Felul în care am lucrat la această legislație este astăzi o bună practică peste tot și asta vreau să fac și la Cluj-Napoca și noi avem un capitol important în programul pe care îl propunem pentru Cluj-Napoca la de transparentizare și eficientizare relației cu primăria și cu administrația publică. Am adus proiecte pilot în România pe care le folosesc cu succes alte administrații europene, le-am implementat la Brașov, le-am implementat la București și cu componente de mediu și cu componente de incluziune socială. Cred că sunt lucruri pe care le putem face și le poate face foarte bine și la Cluj-Napoca. Am o rețea de oameni foarte bine pregătiți, colegi din grupul meu politic european, dar nu numai din grupul politic european, care pot aduce în Cluj-Napoca expertiză și viziune și îmi doresc foarte mult ca la primărie să-i avem într-un consiliu consultativ permanent și să putem să lucrăm împreună cu ei ca să aducem, să importăm aceste bune bunele de guvernare pe care le-am văzut în Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană și cred că asta se poate face numai într-un parteneriat foarte strâns cu oamenii din Cluj-Napoca. E unul dintre lucrurile extrem de importante pentru programul meu. Pe hârtie arată lucrurile foarte bine, pe hârtie sunt mecanisme de consultare, sunt mecanisme de bugetare participativă. Realitatea este că în realitate ele funcționează mai mult sau mai puțin și cred că dacă ai oamenii implicați și în viața orașului și într-un plan pe termen scurt, dar și într-un plan pe termen mediu și lung, care presupune viziune și să-i întreb pe ei, în primul rând, care este direcția în care ei își doresc să meargă orașul, atunci ai și rezultate și poți să fii și o administrație deschisă și în același timp eficientă și nu întârziată de fiecare dată cu tot felul de proiecte, pentru că onestitatea asta în ceea ce privește gestiunea așteptărilor cu macroproiectele, cu proiectele foarte mari, e important. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Strugariu. Până acum ne-am încadrat perfect în timp, ceea ce este bine. Putem să continuăm discuția despre problemele orașului Cluj-Napoca. Să știți că în discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți locuitori, cu jurnaliștii de acolo, mi-am dat seama că o mare problemă a orașului, și nu credeam că pot să spun asta, mai ales locuind în București, este traficul. Traficul foarte aglomerat, spun cei cu care am discutat, văd asta și în programele dumneavoastră electorale. Cum veți rezolva problema dacă veți ajunge primar? Dar concret, ce veți face? Aș vrea să încep în continuare cu dumneavoastră, domnule Cosma. Vă rog.
Păi, în primul rând, vreau să vă spun că aceste proiecte care există, cum ar fi centura, trebuie duse mai departe și să se transforme în realitate. Dar nu vreau să mă leg de asta, pentru că de asta se leagă toți ceilalți contracandidați. Iar domnul Boc, care nu-i prezent astăzi aici, a spus că nu avem proiecte și le-am preluat pe ale dânsului. Le-am preluat pe ale dânsului pentru că nu le-a făcut în ultimii 20 de ani, doar le-a promis. Dar eu cred că trebuie să venim cu proiecte pe termen scurt. Avem o mare problemă cu traficul în Cluj. Eu am propus două lucruri foarte simple. Un palat administrativ la periferia orașului, în care să mutăm toată partea birocratică din centrul Clujului, poate și ANAF-ul acolo, și să nu mai avem cele, nu știu, cei 3.000 de angajați care vin la primărie sau vreo 2.000 la ANAF, care vin în fiecare dimineață în centrul Clujului. Să eliminăm aceste mașini, lipăm și parkingul din zona centrală, parkingul primăriei, și am mai venit cu încă o propunere. Chiar dacă mulți au râs de asta, transportul în comun ar trebui să fie gratuit în Cluj-Napoca, pentru că, să nu uităm, în Cluj-Napoca avem și undeva un procent de 30% care sunt oameni cu salariu minim pe economie. Și în momentul în care noi nu ne permitem să plătim o limonadă în centrul Clujului, avem o problemă cu un bilet de transport în comun. Da? Dacă îl oferim gratuit, probabil să dezvoltăm și aceste rețele de transport în comun, pentru că ele nu sunt suficiente, cred că putem să eliminăm prin măsuri rapide o mare parte din traficul din Cluj. Mai avem o problemă cu strada Universității, care eu cred că ar trebui redeschisă traficului, pentru că strada Universității până în septembrie a fost construită pentru trafic rutier și nu pietonal și a fost schimbată de domnul Boc din Pix. Cred că legătura din Zorilor înspre gară este foarte importantă. În momentul acesta se face o ocolire a centrului și toate mașinile stau în centru cu 15-20 de minute mai mult decât stăteau înainte. Iar vă puteți imagina ce înseamnă poluare acolo. Da, pentru că mai e un minut, vreau să înțeleg, transport gratuit în Cluj, cine să plătească? Cineva trebuie să plătească? Păi noi avem niște costuri imense la primăria Cluj-Napoca pentru administrarea ei. Avem vreo 400 de milioane. Cine să plătească? Asta era întrebarea. Cine să plătească? Primăria. Primăria să plătească pentru cetățeni. Să subvenționeze acest transport. Exact, da. Oricine vine în Cluj, orice cetățean din România care trece în Cluj, să nu plătească transportul în comun gratuit, cred că este foarte important pentru Cluj-Napoca. Eu cred că este buget. În momentul acesta, din 800 de milioane de euro, primăria cheltuie 400 de milioane pe costuri de administrare. Cred că trebuie să reducem aceste costuri la jumătate. Există 3.000 de angajați. Acum este o singură zi, din ce știu. Vinerea Verde, nu? Mai există. Vinerea Verde. Da. Noi avem tot felul de zile de acestea. Bun. De marketing. Ca să înțeleg, cât ar costa proiectul dumneavoastră? Ați făcut un calcul? 45 de milioane de euro este bugetul care se cheltuie de către compania de transport public în fiecare an, în Cluj-Napoca. Și ar avea buget primăria pentru asta, 45 de milioane de euro, să dea pentru transport gratuit? Eu cred că în momentul ăsta cheltuie 400 de milioane de euro și am putea să înjumătățim aceste costuri. Adică, avem 3.000 de angajați în primăria Cluj-Napoca, avem o grămadă de clădiri care stau goale. Am înțeles. Bun, okay, pot să intru în detalii. Da. Mulțumesc foarte mult. Erau niște precizări pe care trebuia să le fac ca să înțelegem. Aceeași întrebare pentru domnul Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită. Traficul extrem de aglomerat, ce soluții aveți concret, cum rezolvați această problemă pentru Cluj? Problema trebuie abordată din mai multe unghiuri. În primul și în primul rând, centura metropolitană despre care vorbim, suntem la a doua licitație ratată monumental de domnul Boc, trebuie să intre în linie dreaptă și să se construiască. Pot să fac această centură metropolitană în 4 ani de zile, bani sunt alocați, există programul operațional de transport, sunt alocați 1 miliard de euro și trebuie doar să dăm drumul unui proiect care să fie efectiv bun și să fie interesant pentru constructor, pentru că la prima licitație nu s-a prezentat nimeni, iar la a doua licitație s-a prezentat un singur constructor care a fost descalificat după 5 luni de analize din partea domnului Boc. Pe de altă parte, centura asta metropolitană scoate traficul, dacă vreți, de tranzit, plus va mai duce o parte din traficul din oraș care are o rută mai lungă, cei care au o rută mai lungă.
trebuie să punem accent pe dezvoltarea transportului în comun. Eu nu sunt de acord cu colegul meu, nu cred că problema este soluția este să facem transportul gratuit, cred că e mult mai important să-l facem interesant pentru cetățeni și pentru asta avem nevoie să facem benzi dedicate pentru autobuze și pentru liniile de transport în comun, așa încât cei care vor să meargă cu mașina sau poate să meargă cu autobuzele să vadă o diferență semnificativă, pentru că toți câștigăm timp dacă nu ne mai pierdem vremea în trafic, ne trebuie să regândim toate rutele autobuzelor pe noua structură a orașului, punctele unde are lumea de mers, pentru că, din păcate, multe rute sunt pe rutele din 1989, când aveam combinatele, acum nu mai lucrează nimeni sau lucrează mult mai puțin oameni acolo. Ce trebuie să mai facem este să mărim sau să micșorăm intervalele la care vin autobuze, pentru că în felul ăsta oamenii să știe că la fiecare 5 minute, de exemplu, vine un autobuz. Nu poți să faci o bandă dedicată și să treacă un autobuz la jumătate de oră. Asta, orice bandă dedicată, înseamnă că iei din benzile pentru mașini. Încă un lucru. Se vede foarte clar în momentul în care suntem în vacanța copiilor că traficul este ceva mai respirabil. Asta ne arată foarte clar, fără să am la dispoziție niște studii, că din păcate primăria nu face astfel de studii, și înseamnă că sunt foarte mulți părinți care își duc copiii la școală, la multe școli din centru. Pe termen lung trebuie să construim școli în fiecare cartier, este una din promisiunile mele, dar pe de altă parte, pe termen scurt, ce putem să facem? Avem astăzi microbuze școlare și autobuze școlare, folosindu-ne de aceste benzi dedicate putem să gândim un sistem de mijloace de transport pentru elevi mai bine gândite, care să aibă cumva legătură cu necesitățile părinților și mai trebuie să lucrăm la mentalitatea lor, pentru că părinții o să ne spună, nu, domnule, vreau să fiu sigur că îmi duc copilul. Da, mulțumesc foarte mult, timpul dumneavoastră a expirat, vă mulțumesc că v-ați încadrat în el. Aș vrea să o întreb și pe doamna Ramona Strugariu. Așadar, traficul, o problemă mare pentru Cluj, cum o rezolvați dumneavoastră concret? Vă rog. Sigur, e important să construim centura metropolitană, sunt și eu de acord aici, se vorbește de 20 de ani de centura metropolitană, încă nu e gata. Eu am ușoare semne de întrebare dacă poate să fie gata în 4 ani de mandat, cu atât mai mult cu cât există discuții și discuții destul de elaborate între urbaniștii și arhitecții orașului, dacă este bine gândit amplasamentul centurii metropolitane. Taie pădurea, nu arată foarte mult grijă pentru ceea ce înseamnă spațiu verde și asta e un lucru la care țin foarte mult clujenii și sunt în acest moment dezbateri, e adevărat, și puțină transparență, pentru că n-am văzut grilele, nu știm exact care este motivul pentru care s-a luat această decizie de a amplasarea acolo unde este. Dar dincolo de centura metropolitană sunt două componente importante la care trebuie să ne uităm. Trebuie să ne uităm la ce au făcut alte orașe în materie de mobilitate verde. Pentru că sunt orașe în Uniunea Europeană care au reușit să rezolve, fără să aibă neapărat o centură metropolitană sau metroul la dispoziție, problema mobilității urbane. Un exemplu de acest fel este Nantes și asta este o idee care poate să vină cu ușurință la Cluj-Napoca. Este o idee care substituie temporar chiar și proiectul metroului, despre care s-a discutat la fel de înțepenit în timp și care nu va fi gata probabil nici peste 20 de ani de acum înainte. Este și cel mai întârziat proiect din PNRR de altfel. Ce înseamnă sistemul busway din Nantes? Înseamnă că există un sistem de autobuze verzi cu capacitate mare de transport care au culoar dintr-un capăt, culoar de mobilitate înaltă, dintr-un capăt în altul al orașului, care circulă în regim expres cu o frecvență de 3 minute în orele de trafic, deci cu vârf de trafic, care au o capacitate mare de a prelua, care au stație dedicată, exact așa cum are tramvaiul, și care reușesc să facă foarte bine conexiunea asta din tot ce înseamnă regiunea metropolitană, periurbană a orașului către centru sau capătul celălalt al orașului. Asta este o soluție. O altă soluție importantă este să reevaluăm efectiv designul de trafic acolo unde sunt foarte aglomerate, unde se aglomerează, în acele regiuni care se aglomerează foarte mult, și să semaforizăm inteligent în așa fel încât să putem să fluidizăm traficul. Un alt lucru bun pe care l-au făcut alte orașe, nu trebuie să-l inventăm noi, este să încurajăm oamenii să folosească mijloace alternative de transport, dar și în siguranță, cu educație. Și mă gândesc la piste de biciclete, pentru că din ce în ce mai mulți clujeni folosesc bicicleta, dar există, din păcate, vreo 5 tipuri diferite de design pentru pistele de biciclete, pe de o parte în Cluj-Napoca, pe de altă parte nu avem o coerență a acestor piste de biciclete. Da. E bine echipat centrul,
Când vine vorba de cartiere, sunt mai puțin echipate cartierele și trebuie să avem acest trafic fluid al bicicletelor în oraș și o inițiativă pe care asociațiile de bicicliști chiar o susțin foarte tare. Și foarte scurt, din a doua perspectivă la care mă refeream, cea de urbanism și de dezvoltare urbană, trebuie să ne ducem către proiecte capilare. Da, mulțumesc foarte mult, trei minute, în da, cartier au trecut. Ce e nevoie. Da, mulțumesc mult. Revenim la aceste subiecte, mai ales că nu putem să le epuizăm chiar atât de repede pe toate. Dacă vreți să aveți o reacție la ce s-a spus și dacă vă doriți acest lucru, vă pot oferi, domnule Cosma, ați văzut, domnul Băltărețu spune că nu este de acord și nu vede o soluție viabilă asta ce propuneți dumneavoastră, și anume transport gratuit pentru toți cetățenii din Cluj, un minut. Domnul Băltărețu a fost 4 ani în Camera Deputaților, nu mai știe cum e să plătești bilete pe transport în comun în Cluj-Napoca și nu mai știe care este costul de viață în Cluj-Napoca. Eu vreau să spun că am venit cu niște soluții pe care le pot implementa rapid. Nu am un mare defect și în această dezbatere și în această competiție electorală, că nu sunt politician. Eu nu știu să vorbesc așa de mult. Îmi cer scuze că nu am învățat lucrul ăsta. Și de aceea am încercat să găsesc niște proiecte care se pot întâmpla. Povestea cu centura, că o facem în 4 ani de zile, în Bătărețul la felul în care funcționează administrația publică în România acum, am avut nevoie de 90 de zile pentru a accepta sau a refuza o ofertă. Da? Mă îndoiesc că va fi gata în 40 de ani sau în 4. În rest... Okay. Am înțeles, domnule Băltărețu, ce spunea și domnul Cosma, dar și doamna Strugariu, e greu de crezut că ar putea să fie în 4 ani gata o centură ocolitoare a Clujului. Aveți un minut să mă convingeți pe mine, dar și pe cei care se uită la noi. Dumneavoastră, cum ați putea să faceți în 4 ani ceea ce până acum, în 20-30 de ani, nu s-a făcut în Cluj? Am înțeles, în primul rând, că de unde vin blocajele. Și de multe ori blocajele vin din birocrație, din hârtii care se plimbă de la o instituție la alta. Vă dau cel mai bun exemplu, din păcate nu este de la mine din partid, este de la colegul domnului Boc, de la Bolojan, la Oradea. Acolo se întâmplă lucruri, acolo se văd centuri făcute, au ajuns la al doilea inel metropolitan, nu l-au făcut pe primul și se mișcă cu viteză extraordinară. Domnul Bolojan este un tip, așa cum vreau să fiu și eu și așa cum sunt și eu, unul care știe să bată punul masă, să dea front de lucru, să deschidă front de lucru companiilor constructoare, să le fie partener și să asigure fluxul de numerar, adică să le poată plăti la timp. Nu tot timpul să găsim motive. Și se poate face treaba asta, sunt manager, am făcut treaba asta în compania mea și în companiile în care am mai lucrat și pot să o fac și la primărie. Bun, domnul Bolojan e chiar din partidul din care face și parte și domnul... Da, eu v-am spus că ne uităm la exemplele bune și trebuie să le arătăm. Există, se poate face în România mulțumesc pe aceeași mult. Legislație. Minutul, da. Mulțumesc. Ce vreau să zic, că plănuiam să pun această întrebare mai târziu, dar pentru că s-a discutat deja aici, o să discut și eu cu dumneavoastră și o să vă întreb despre metroul din Cluj, și anume, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu, a declarat că este cel mai întârziat proiect din PNRR. Nu avem nici contract de dirigenție. Prin urmare, întrebarea pentru dumneavoastră, dacă mai credeți în metroul din Cluj, da, nu, și dacă credeți că ați putea să grăbiți acest proiect astfel încât să nu pierdem fonduri europene. Vă rog, domnule Cosma. Deci eu cred că... Deci în primul rând eu am spus de la bun început că eu nu cred în acest proiect și mai mult decât atât sunt împotriva acestui proiect făcut pe genunchi. El trebuie revizuit și făcut într-o altă formă. Probabil există o variantă să-l facem, dar nu așa. Gândiți-vă că avem 9 stații de metrou, dacă ar fi să decopertăm, sunt vreo 1000 de metri pătrați la fiecare stație, am blocat tot Clujul, cred că ar trebui să ne luăm toți bilet la mare vreo 3 ani de zile ca să se poată întâmpla povestea asta. Deci nu există povestea de metrou. Nu cred că vom reuși noi să facem ceva, pentru că mandatul domnului Boc este până în octombrie și cred că nu are timp suficient să mai amâne acest proiect dacă nu trece niște etape. Deci eu cred că este un proiect pierdut. Cred că domnul Boc tremură din această cauză și cred că îl va prelungi după alegeri ca să nu mai fie o lovitură de imagine pentru dânsul.
Dar mai aveți timp? Vreau să înțeleg, dumneavoastră nu credeți deloc în acest proiect pentru că nu se poate tehnic? Să știți că în București același lucru s-a întâmplat. Am avut un metrou în drumul Taberei aici, lângă noi unde suntem. Din 3 ani s-au făcut mai mult de 10. S-au făcut 11-12 ani. Da? Deci, dar într-un final s-a putut. De ce s-a putut în București și nu se poate în... Pentru că probabil aici s-a făcut altfel proiectul. La noi au început acum să foreze și s-au dat seama că avem sare în sol. După ce era aprobat tot proiectul, după 70 de studii de prefezabilitate, răsprefezabilitate, cum le numesc ei, ca să mai sifoneze pe acolo niște bugete. Și acum el face foraje ca să vadă cum e solul în Cluj-Napoca. Nu știu, eu cred că da, e la mintea cocoșului că nu poate. Așa se face. Se poate, nu? Da. Eu nu înțeleg de ce nu credeți dumneavoastră. V-am spus de ce nu cred. În subsol se poate, adică se poate. Eu cred, în primul și în primul rând, că trebuie luate alte măsuri pentru traficul din Cluj. În momentul în care nu ai o centură, în momentul în care nu ai alte variante de ieșire din Cluj decât bulevardul principal pe care tu vrei să faci 9 stații de metrou, eu pur și simplu cred că doar ne mințim la televizor. Se sapă galerii în subteran cu ajutorul unor instalații speciale. Așa este, dar și acele instalații speciale au nevoie de un sol care să le permită să funcționeze. Ne-am descoperit că avem prea multă sare în sol în momentul ăsta, după 10 ani de proiect, sau nici nu știu de când, de mai bine de 10 ani la început, domnul Boc. Deci credeți că trebuie săpat la suprafață, nu subteran? Nu se poate deloc? Nu, eu cred că nu s-au făcut studiile care ar fi trebuit făcute în momentul în care s-a început proiectul. Dacă noi forăm și acum ne-am dat seama că avem probleme cu solul, este o problemă. Ok, am înțeles ce spuneți. Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Aceeași întrebare și pentru domnul Băltărețu. Credeți, nu credeți în metroul din Cluj? Altfel sunt și glume. În primul rând, dacă aș fi magician, aș putea să fac așa, să avem metrou, l-aș face imediat. Dar din păcate nu sunt magician. Și atunci lucrurile stau în felul următor. Să ne apucăm de metrou în centrul Clujului, să săpăm, vorbea colegul meu de stații, da? E cât un teren de fotbal fiecare stație ar fi la suprafață și trebuie săpate de sus. Tunelele sunt una, stațiile sunt altceva. Ar bloca Clujul la noi. Acum am avut la un moment dat un șantier pe strada Dragalina, știe toată lumea, s-a blocat tot Clujul, că câteva zile a fost un șantier acolo. Deci orice mic șantier astăzi în Cluj generează niște blocaje în trafic enorme pentru că suntem sufocați. Până nu facem centura metropolitană de sud, cea despre care vorbim, până nu ne gândim să facem și inelul complet și pe partea de nord, nu are rost să ne apucăm să facem metrou. Cred că e bun metrou, dar gândit strategic, într-o viziune pe 20 de ani, pregătit foarte bine. Pierdem banii europeni? Nu pierdem banii europeni, banii din PNRR, nu îi pierdem sau îi pierdem, dacă vreți, dați 300 de milioane din 2,4 miliarde. Deci atâta costă astăzi estimat metrou și noi avem doar alocați din PNRR 300 de milioane. Ce e avantaj, dacă vreți, pentru România, acum încerc să gândesc și mai departe, ca norocul, Cristi Ghinea, colegul meu care era ministru și a făcut PNRR-ul, a gândit în sistemul vaselor comunicante, a gândit acest proiect de la Cluj cu proiectul de la București. Dacă unul din proiecte, dintre cele două proiecte, nu se termină la timp sau are, să zicem, o întârziere, banii se pot duce la celălalt. Proiectul de la București, în momentul de față, e la 30% implementare magistrala 6 și probabil că banii se vor duce, păcat pentru noi și rușinos pentru domnul Boc, banii se vor duce la București, deci în România nu o să piardă acești bani. Dar la Cluj, să ne apucăm de metrou, este, din punctul meu de vedere, este o poveste. Astăzi am văzut că a dat Consiliul Județean și domnul Tișe a dat autorizația de construcție așa pe repede înainte, după ce domnul Câciu spunea că e cel mai întârziat, iar o grabă din asta pur electorală, doar ca să spună, uite domne, că facem, că dregem, sunt bani aruncați, bani pe care o să-i plătească tot clujenii, pentru că dacă nu luăm bani din fonduri europene, cineva trebuie să plătească și plătește ori bugetul local, ori bugetul național. Și asta este păcat, pentru că în loc să ne facem niște proiecte care să aibă o bază, cum să spun, să fie gândite strategic, să fie gândite bine, să fie toate studiile, ce spunea colegul meu, să fie gândite studiile și făcute studiile adevărate geologice, da. Pur și simplu noi ne trezim că trebuie să refacem studiile, că ceva nu-i bine, mulțumesc, descoperim o grămadă de mulțumesc lucruri și mult. Surprize. Poate că revenim la acest subiect, dar aș vrea și doamna Ramona Strugariu să aibă ocazia să ne spună părerea dânsei despre metroul din Cluj. Se face, nu se Eu face? Eu am oferit deja în discuția dinainte alternativa la metroul din Cluj, pentru că... Nici dumneavoastră nu credeți.
Proiectul Busway este o variantă mult mai rapidă. Eu nu spun că nu cred în metrou și este adevărat că foarte multe dintre orașele europene și-au dezvoltat această infrastructură și că funcționează și funcționează intermodal, inteligent, conectată cu infrastructura de tramvai, conectată cu tot ce înseamnă flota de autobuze verzi și trebuie să ai un astfel de sistem de transport, de transport mai devreme sau mai târziu în orice oraș. Ce știu foarte bine este că durează, va dura foarte mult, presupune lucrări foarte complexe. Realitatea bate filmul și, într-adevăr, dacă s-ar fi făcut niște studii mai aprofundate la vremea lor, ar fi putut exista o mai mare predictibilitate și mai mult realism legat de acest proiect. În schimb, ce vreau să spun este că sunt lucruri care se pot face mai repede și dincolo de proiectul pe care l-am dat exemplu la Nant. Nant, care are această infrastructură cuplată tramvai, e cea mai lungă șină de tramvai din Franța la Nant și sistemul acesta expres. Trenul metropolitan. Trenul metropolitan este un proiect care se face mai repede, se face cu mai puțin bani, poate să fie conectat la fel cu tot ce înseamnă flotă verde din oraș și cu acele sisteme alternative pe care le menționam mai devreme, preia foarte mult și e o soluție durabilă, e o soluție verde, e o soluție care reușește să decongestioneze la rândul ei mult din trafic. Și revin la chestiunea unui urbanism inteligent. Pentru că nu există în cadrul primăriei, de exemplu, un departament pentru microurbanism și este un lucru pe care arhitecții din Cluj-Napoca spun de multă vreme. E nevoie de o viziune de construcție cu proiecte capilare, cu proiecte care să poată să echipeze cartierele cu grădini verzi, cu terenuri de sport în care pot ieși copiii să se joace ca să nu se găbească neapărat toată lumea către parcurile din centrul orașului, cu o parte din instituțiile publice relocate către cartiere, primăriile de cartier, vechile primării de cartier pe care să le putem transforma sau să le putem folosi efectiv pentru o parte din aceste servicii, în așa fel încât lumea să nu mai trebuiască permanent să se deplaseze în centru, către centru, și asta în sine ameliorează mult calitatea vieții, decongestionează traficul și face din Cluj-Napoca un oraș mai confortabil decât este în acest moment. Da, mulțumesc foarte mult și doamna Strugariu pentru explicațiile dumneavoastră. Propun să luăm o scurtă pauză în acest moment de la dezbatere electorală referitor la cine ajunge să conducă primăria Cluj. Sunt alegeri locale, vă reamintesc, pe 9 iunie. Revenim imediat la discuții cu candidații la funcția de primar din Cluj. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Continuăm dezbaterea electorală. Invitații mei sunt candidați la primăria Cluj-Napoca. Discutam înainte de pauză despre ce se întâmplă în Cluj cu metroul și domnul Băltăruțu ar vrea un minut de drept la replică. Ce vreți să explicați, vă rog, domnule? Aș vrea să spun despre trenul metropolitan, pentru că a spus colega mea, doamna Strugariu, a vorbit despre trenul metropolitan. E un proiect de foarte multă vreme pus pe, să zicem, agenda publică. Din păcate, nici acesta nu este făcut. Ar putea să rezolve o problemă de dezvoltare metropolitană. Cred că e nevoie și eu vreau să vin cu o viziune pe 20 de ani aici la Cluj, în care să vedem toată zona metropolitană. Sunt foarte multe localități, Floreștiu, Baciu, Apahida, Jucu, Feleacu, care trebuie să aibă o dezvoltare și o gândire strategică comună. Nu se poate dezvolta. Este o zonă metropolitană în care toți oamenii vin în Cluj, au locuri de muncă în Cluj, își duc copiii la școală și dacă nu gândim treaba asta împreună, nu o să ajungem niciodată să avem o soluție corectă. Asta ar trebui să facem și legat de partea cu primăriile de cartier sau palatul primăriei mutat într-o parte sau în alta, eu susțin digitalizarea și susțin ca oamenii să nu mai aibă de ce să se ducă la primărie. Da, un minut a trecut. Doamna Strugariu, dacă și dumneavoastră vreți un minut să explicați ce ați vrut să spuneți contrareplică, pot să vă ofer. Da, foarte scurt. Vă rog, există ADI-ZMC, există Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Cluj deja desfășoară o serie de proiecte, cred că trebuie să funcționeze mult mai bine
într-adevăr, și cu atât mai mult e nevoie de trenul metropolitan, pentru că dacă vă uitați la demografie pe de-o parte și la cum evoluează populația din județ și din municipiu și la felul în care, de exemplu, Floreștiul s-a triplat în ultimii ani și tendința este de mutare a populației către zona periurbană, într-adevăr nu ai cum să dezvolți Cluj-Napoca separat de tot ce se întâmplă în zona metropolitană, unde e adevărat că mai există și mai mici sau mai mari decalaje de dezvoltare. Dar dincolo de acest aspect, cred că ce e cel mai important pe termen scurt este să găsim aceste soluții, pentru că oamenii în continuare se mișcă, da? Deci este nevoie de mobilitate și în ceea ce privește digitalizarea, tot ai nevoie de ceva instituții, dar mi-ar plăcea să vorbim despre digitalizare mai târziu, pentru că și aici avem... Mulțumesc foarte mult, vorbim. Aș vrea în continuare să discutăm și despre un alt aspect, vorbim și despre digitalizare, dar să știți că privind aici din București, vorbind cu jurnaliștii din Cluj, mi-am dat seama că orașul are o mare problemă și oamenii se plâng în special de ceea ce am putea să numim chiriile foarte mari în Cluj. Nu știu dacă face parte din ceea ce ar putea să facă primăria în acest aspect. Știu că este o problemă a cetățenilor. Mă uitam la niște prețuri. Potrivit imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru o garsonieră a ajuns la 350 de euro pe lună și este categoric cel mai mare din țară. Asta afectează în special tinerii. Prin urmare, întrebarea pentru dumneavoastră și iarăși vreau să iau în ordine, ați putea să faceți ceva în acest sens? Ce? Concret? Domnule Cosma, aveți 3 minute, vă rog. Vă arăt și anunț cu 800 de euro pe o garsonieră, dacă vreți. Există și prețuri de stela Cluj-Napoca. Vedeți, asta e și problema pentru care Floreștiul s-a dezvoltat așa de mult și toată zona de lângă Cluj-Napoca s-a dezvoltat așa de mult. Ce a făcut domnul Boc? Domnul Boc are nevoie de 3 ani sau 4 ani de zile, în unele cazuri și mai mult, ca să emită o autorizație de construcție, în primul rând. În primul și în primul rând, planul de urbanism general este o catastrofă și trebuie schimbat de urgență. Nu există. S-au pierdut în procese pe acest plan de urbanism scris, nu știu cine l-a făcut. După aceea, în momentul în care dezvoltăm Clujul, noi trebuie să ne gândim la cetățeni, nu la etaje și la metri pătrați. Adică, dacă eu vreau să dezvolt o zonă, nu știu, dau un exemplu, Sopor, să mă gândesc că în zona respectivă o să crească, nu știu, 10.000 de familii. Dau un exemplu, da? Acele 10.000 de familii, statistic, o să aibă probabil 5.000 de copii sau 3.000, cât o fi. Că avem statistici, da? Da. Eu, în momentul în care fac planul de urbanism, să stabilesc și cam o școală și cam o grădiniță pentru numărul respectiv de copii, de câte supermarketuri am nevoie, de dispensar sanitar, că eu așa îi spun dispensar, că mi-a plăcut ăla de pe vremea cealaltă, când puteai să mergi la tine în cartier să ai niște analize, niște povești de prevenție, un EKG și așa mai departe. Și așa ar trebui făcut PUG-ul. Plus, trebuie să eliminăm criteriile de interpretabilitate. Pentru că în primărie, la urbanism, sunt vreo 40 de oameni angajați și fiecare interpretează altfel pentru că sunt lăsate aceste portițe. Și autorizațiile ies cum vrea domnul Boc să le dea. Deci aici avem o mare problemă. Și în momentul în care cererea este mai mare decât oferta, este foarte simplu că aceste prețuri la chirii cresc. Orașul se dezvoltă într-una, în sensul în care studenții vin la Cluj, rămân la Cluj după ce termină facultatea și există tot timpul o nevoie mai mare de locuințe. S-au dus la Florești, la Florești a fost jumate prețul, e mai bine. Și vedeți unde am ajuns. Da, dumneavoastră credeți că, mai aveți un minut, dar vreau să înțeleg, credeți că ar trebui să se construiască mai mult? Asta este principala soluție? Eu cred că ar trebui să se construiască în primul rând organizat și după aceea, da, în momentul acesta cererea... Și acum în Cluj, se construiește suficient în Cluj? Cererea de locuințe în Cluj-Napoca, de chirii, de cumpărare, este mai mare decât oferta. Nu o spun eu, o spun agenții. Și de ce nu se construiește suficient? Pentru că primesc autorizații de construcție puțin constructori și pentru că o autorizație de construcție este lungită la infinit datorită faptului că planul de urbanism general nu reglementează clar ce ar trebui să se construiască în zonele respective. Concret, dumneavoastră, ce ați face dacă ați ajunge primar pentru a se construi mai mult și a
Păi în momentul ăsta aș schimba planul de urbanism general și l-aș face în așa fel încât să nu mai fie criterii de interpretare. L-aș gândi pentru dezvoltarea pe următorii 20 de ani a populației în Cluj-Napoca, dar aș emite autorizația de construcție în 30 de zile. Ok, am reținut promisiunea dumneavoastră, domnule Viorel Băltărețu, aceeași întrebare. Foarte scump, scump, domnule, la Cluj, chiria este mare, costă destul de mult și imobiliarele, vedem asta în statistică. Ar putea să facă ceva primăria? Dacă da, ce anume? 3 minute sunt ale dumneavoastră. Evident că poate să facă primăria, pentru că primăria, din păcate, este principala sursă acestei situații. Trăim într-o bulă imobiliară, există și Clujul s-a dezvoltat economic, un lucru extraordinar de bun, s-a dezvoltat economic foarte bine în ultimii 20 de ani, dar, din păcate, primăria a rămas foarte tare în urmă. Și ce face primăria în momentul de față? Exact ce a spus și colegul meu. În momentul de față, autorizațiile se dau foarte greu, se dau cu, dacă vreți, pe folosindu-se, dacă vreți, poate alte criterii decât cele absolut normale de cine depune o cerere de autorizare, dacă îi ajunge dosarul primul sau ultimul în linie și așa mai departe. Ce o să fac eu, în primul și în primul rând, o să respect legea. Legea înseamnă planul de urbanism general, până una alta avem acel plan de urbanism general, da, trebuie schimbat fără discuție, dar trebuie să respectăm până la un nou plan, până la un punct nou, avem nevoie de respecta legea. O să digitalizez tot procesul de obținere a autorizațiilor. Asta ce înseamnă? Că un arhitect, dacă vine la primărie și încarcă proiectul în sistemul, o să folosesc sistemul GIS, nu știu câtă lume știe, dar e un sistem foarte deștept în care foarte multe date pot fi acolo. Acel sistem, dacă va fi digitalizat, se va putea efectiv orice cerere de autorizație de construcție se va încărca în mod automat în sistem și sistemul va spune respectă regulamentul de urbanism din zona respectivă sau nu respectă. Dacă nu respectă, îl trimite acasă. Și în ce scuze, concret în cât timp se va elibera? Păi se poate elibera în momentul în care lucrurile sunt clare, ar trebui să ajungem, iară dau exemplu de la Oradea, Bolojan se laudă că dă autorizația într-o zi. Nu o dă într-o zi, o dă în 7 zile, dă în 10 zile. În momentul în care lucrurile sunt clare și stabilești de la început regulile, Și în Cluj cât e? În Cluj haide să ajungem în primul rând la 30 de zile, nu vreau să fac promisiuni numai așa să mă arunc, dar să ajungem așa cum e legal la 30 de zile se dea și după aceea pe măsură ce lucrurile sunt clare și lumea își va face treaba și arhitecții îmi spun că vor să avem un sistem fără favoritisme și fără compromisuri, pentru că de fapt asta se întâmplă la Cluj. Da, și mai aveți timp, de aceea vă întreb, cu cât ar putea să scadă atunci chiria dacă veniți cu aceste... Păi, până la urmă, chiria este dată de prețul apartamentelor. Da? Dacă ai un preț, dacă gândești din perspectivă investițională, spui, ai cumpărat un apartament, costă de 1000 de euro și îți faci un calcul de amortizare și ceri, să zicem, 500 de euro pe un apartament de 2 sau 3 camere. Așa. E clar că în momentul în care va fi o ofertă mai mare, pentru că asta e realitatea la Cluj, prețul mare e dat de cerere foarte mare și ofertă foarte mică. Oferta este ținută de primărie prin aceste autorizații. Da, poate să scadă chiriile, poate să scadă prețurile. Lucru foarte important. Dar ce trebuie să facem este să dezvoltăm cartiere noi odată cu dezvoltarea centurii metropolitane. Pentru că în momentul în care ai centura metropolitană, te poți duce, dacă vreți, să stai la tot același 10 minute sau 20 de minute de centru, dar folosindu-te de centura metropolitană. Mulțumesc mult. Doamna Strugariu, sunt mari chiriile în Cluj, așa cum se spune, prețul apartamentelor iarăși e crescut. Da, este scump. Ce soluție ați avea, vă rog? Este scump Cluj-Napoca. Câteva lucruri foarte pe scurt. Pugul nu este actualizat din 2014, e foarte important, pentru că trebuie să ai un pug pentru Clujul de astăzi și Clujul de mâine. Cluj-Napoca de mâine, nu să mergi pe aceleași idei care devin din ce în ce mai puțin funcționale pentru oraș. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, există organizații non-guvernamentale în Cluj-Napoca care spun că în tot acest interval s-au construit în ultimii, cred că 10 ani, 15 locuințe sociale la Cluj-Napoca.
și foarte, foarte puțin s-a investit în fondul locativ pentru tineret. Eu vreau să vă aduc aminte că noi avem în PNRR bani pentru locuințe pentru tineri, deci sunt granturi pentru locuințe pentru tineret, care pot acoperi, cred că, dacă mi-aduc aminte, alocarea este 1,2 miliarde de euro și se pot construi cu bani europeni locuințe pentru tineri. Asta este o soluție. O altă soluție este că în momentul în care eliberez puzzle-urile, trebuie să discut cu dezvoltatorii imobiliari și cred că trebuie să existe o negociere și o condiționare în așa fel încât o parte din fondul locativ, și mă gândesc la un procent decent, da, 10%, 15%, să fie alocat locuințelor pentru tineri. Și cred că parteneriatul public-privat este foarte important, pentru că nu poți să obligi dezvoltatorii imobiliari. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că trebuie să discuți cu ei și cred că trebuie la rândul tău minimal să condiționezi astfel de dezvoltări imobiliare și cu partea de nevoi pentru locuințe pentru tineret și cu partea verde. Asta este un alt aspect important. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez faptul că chiar e important ca administrația să aibă o politică coerentă în ceea ce privește tineretul și în ceea ce privește susținerea tineretului pentru a rămâne în Cluj-Napoca și să le și ofere alternative în așa fel sau să fie facilitator pentru alternative pe care le au pe piața muncii sau pentru formare sau pentru conversie profesională sau pentru formare continuă, ca să le și crească veniturile, ca să-și dorească să dezvolte în continuare comunitatea, ca să nu fie permanent speriat de nivelul de trai și de faptul că aproximativ 42% din venitul mediu pe care l-au la început de drum și chiar mă refer de clasa de mijloc din Cluj aici, se poate duce pe chirie în Cluj-Napoca. Dar strict legat de problema locuirii, există aceste soluții și sunt implementabile foarte repede. Încă un aspect important. S-a făcut foarte puțin reabilitare energetică la Cluj-Napoca. Cred că 2 sau 3% din fondul de locuințe, și mă refer la acele blocuri, cred că sunt aproximativ 100.000 de locuințe în această situație vechi și care pierd foarte mult, consumă foarte mult și costurile sunt mari, au fost ignorate. Deci s-a reabilitat foarte puțin. Cu un plan coerent pentru această reabilitare energetică, iarăși scad niște costuri. Și asta are impact în buzunarul oamenilor și e foarte important să facem și asta. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Strugariu, pentru răspunsul dumneavoastră. O altă problemă a Clujului... Dacă se poate un drept la replică. Vreți un drept la replică? Da, un minut, vă rog. Este mai mult o ajustare a mesajului. Indiferent ce fel de locuințe, că sunt bugetate de primărie, din PNRR sau din orice altceva, vrem să facem la Cluj-Napoca, tot 4 ani de zile va dura o autorizație de construcție dacă nu schimbăm de urgență acest plan de urbanism. Mulțumesc. Am înțeles. Ok. Se poate foarte scurt? Da, vă rog, foarte scurt și dumneavoastră. Standardizare și aceleași reguli pentru eliberarea autorizațiilor pentru toată lumea și transparență. Asta am spus și eu mai devreme. Manuale de proceduri și standardizare în așa fel încât să poți să eliberezi o autorizație în 5, 10, 20, 30 de zile, nu în 7 ani. Am prieteni în Cluj-Napoca care au primit o autorizație pentru o clădire, o casă, în 7 ani. Acum ne înțelegem, doamna Sugăriu. Administrația publică nu are voie să facă nicăieri în lume așa ceva. Vreți să facem echipă bună la Consiliul Local, dacă suntem, toți avem suntem aceeași... Suntem cu toții de acord. Suntem cu toții urbanism de acord. Fără favoritisme și compromisuri. Până la urmă, perfect. Asta este. Perfect, înțeleg. Pentru că discutăm despre digitalizare, cu toții știm că în Cluj locuiesc cei mai talentați, unii dintre cei mai talentați, că n-aș vrea să-i supăr pe cei din București sau din Iași, IT-iști. Și văd că există o problemă cu digitalizarea autorității locale, cel puțin asta spuneți dumneavoastră. Prin urmare, vreau să înțeleg, iar aici îmi permit să scurtez un pic din timp pentru că n-o să avem suficient ca să pun și alte întrebări. 2 minute veți avea. Deci, cum digitalizați? Care este soluția pentru digitalizarea unor instituții ale primăriei Capitalei? Vă rog, domnule Cosma. Primăria Capitalei încă nu ne dorim să o digitalizăm. Adică nu, este interesul meu. Putem să facem și aici ceva treabă. Primăria Cluj-Napoca, mulțumesc. V-ați legat de artiști și o să vin cu un exemplu. Să știți că mari compozitori au fost recunoscuți după moartea lor. Așa și cu artiștii aici. În momentul în care primăria nu-și dorește să digitalizeze, nu se poate. Avem 3.000 de angajați în primăria Cluj-Napoca, sunt foarte importanți pentru fiecare scrutin al domnului Boc și va ține acolo
3.000, poate îi va face 4.000, dacă mai ia încă un mandat, pentru ca să-i aducă acești alegători la secții. Noi nu avem nevoie de atâția angajați în primăria Cluj-Napoca. Uitați-vă la Berlin, uitați-vă la Viena, uitați-vă, puteți luați orice exemplu, la Nant, ca a pomenit doamna Sugariu mai devreme. Da? Deci, în momentul în care nu se dorește, nu se poate face. Noi avem foarte multe companii de IT, de outsourcing, care au și ele niște probleme în momentul ăsta și chiar m-am gândit că această digitalizare trebuie făcută repede și trebuie făcută cu o companie din Cluj-Napoca. Trebuie să facem o licitație pentru povestea respectivă și să le dăm lor de lucru pentru tot ce înseamnă digitalizare în instituțiile publice din Cluj-Napoca. Și trebuie făcute de urgență. În cât timp? Dacă ați fi dumneavoastră primar, în cât timp ați face digitalizarea? Deci acum eu vă spun așa, eu am terminat conservatorul. Nu știu exact cât iau unui IT să facă un proiect, dar ce m-a făcut pe mine să dezvolt business-ul în mai multe domenii a fost că tot timpul am dat încredere specialiștilor și profesioniștilor să-și facă treaba lor. Și de data aceasta o să vedem ce fel de oferte o să vină pe masă și ce o să propună specialiștii. Eu nu pot să vă spun. Dumneavoastră bănuiesc că ați făcut o cercetare. Păi eu vreau în 5 zile să se întâmple. Asta îmi doresc eu, dacă cineva poate, nu, dar dacă va putea în 30 și cea mai bună ofertă va fi în 30 de zile, eu cred că 30 este... de zile să se ce? Să se digitalizeze. În 30 de zile primăria. Da. Bun, domnule Băltărețu, aceeași întrebare, vorbim de primăria Cluj-Napoca, nu de capitală. Cum, dacă există o problemă a digitalizării, da, la Cluj, aveți IT-iști foarte talentați, dacă există o problemă, cum ați digitaliza instituțiile primăriei? Păi, în primul rând, eu nu sunt artist, sunt inginer și tocmai pe zona asta de electronică și telecomunicații și partea de informatică, știu cum se face, știu ce e nevoie de un project management foarte bun, e foarte important să definim problema. Există niște muguri ai digitalizării în primăria Cluj și vom pleca de acolo. E clar că o digitalizare nu se face peste noapte, nu se face nici în 5 zile, nici în 30 de zile. Cu siguranță va dura probabil câțiva ani, pentru că trebuie să o iei pe rând, să transformi fiecare proces. Și eu tot spun treaba asta, nu trebuie să digitalizăm birocrația. Adică dacă făceam, căram hârtii dintr-o parte în alta, acum să le cărăm digital. Nu se face treaba asta. Trebuie să ajungem să avem informațiile toate, trebuie să avem portalul cetățeanului. În mod normal, asta se va face la nivel național. Vedem dacă așteptăm după ce se întâmplă la nivel național sau ne facem noi la Cluj, nu știu, va trebui să vedem, să facem atunci o analiză. Sunt bani din PNRR pentru a face această digitalizare, dar trebuie să înțelegem de ce facem digitalizarea. 1. Facem digitalizarea să câștige oamenii mai mult timp, să aibă mai multă, să avem mai multă transparență, să le arătăm toate procesele din primărie și asta voi face. Voi transparentiza tot ceea ce se întâmplă în primărie, astfel încât oamenii să tragă singur concluziile. Eu, ca manager, ca primar, mă voi uita și dacă vedeți, până la urmă, digitalizarea. Știți, erau fețele alea zâmbitoare, care le vedeați la nici nu știu dacă sunt în priză, nici la Cluj și nici în multe alte locuri. Alea, de exemplu, erau acolo, cineva ar trebui să se uite la ele să vadă ce se întâmplă cu funcționarii aia publici. Ar trebui să schimbăm atitudinea funcționarilor și asta cu siguranță o voi face până ajungem să avem digitalizare. După aceea vedem și luăm fiecare proces în parte, îl gândim astfel încât să fie și eficient pentru primărie, dar în primul rând util pentru cetățean. Asta e digitalizarea, nu e doar o poveste. Da, mulțumesc foarte mult. Doamna Strugariu, digitalizarea primăriei din Cluj, cum s-ar face? 2 minute, vă rog. În etape, prima dată, cred că trebuie să audităm toate sistemele informatice ale primăriei ca să înțelegem cum funcționează și ce face fiecare dintre ele. În al doilea rând, trebuie să ne gândim că avem nevoie de o aplicație unică, de un portal pentru tot ce înseamnă sesizări, integrat, și acolo oamenii, indiferent despre ce problemă au de rezolvat și vor să o sesizeze către instituție, pot face asta într-un sistem integrat. În al treilea rând, că avem nevoie de o bază de date interoperabilă între departamentele din administrația publică, în așa fel încât dacă preiei integrat diverse tipuri de probleme, să poți după aceea să le direcționezi spre departamentele respective și oamenii din respective departamente să poată să, la rândul lor, înțeleagă cum pot rezolva mai repede, văzând datele în practic, în timp real. Trebuie să implementăm și e foarte important să o facem ceea ce înseamnă identitate electronică digitală. Trebuie în același timp să dezvoltăm aplicații așa cum au făcut-o
multe dintre marile orașe europene și mă gândesc la Vilnius aici, în primul rând, unde există o aplicație special dedicată în care cetățenii din oraș se pot implica în mod direct și pe partea de consultare pentru proiecte și pe partea de management efectiv în ceea ce înseamnă buna gestiune a orașului și cred că bunele practici, așa cum spuneam, de la nivel european pot fi importate fără să mai trecem prin foarte multă filosofie și tot felul de soluții mai complexe, dacă le avem pe cele bune deja. Și nu în ultimul rând, cred că MyCluj este o aplicație care are o grămadă de probleme în curs de soluționare. Trebuie să le răspunzi oamenilor în momentul în care se sesizează și le dai un orizont de timp. În 5 zile lucrătoare, în 7 zile lucrătoare, ai un răspuns pentru ei și le oferi, dacă e vorba despre lucruri mai complexe, și un orizont de așteptare mai realist pentru această rezolvare. În al doilea rând, trebuie transmise live ședințele de consiliu local ca să înțeleagă oamenii. Trebuie raportat în așa fel încât, dacă știu că e o problemă, înțeleg și în cât timp se rezolvă. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Nu mai avem timp, Clujul merită mai mult timp. De aceea vă propun să discutăm și altă dată, pentru că timpul nostru al emisiunii pe care l-am... Clujul merită mai mult. Cum? Clujul merită mai mult. Merită mai mult, într-adevăr, merită și mai mulți candidați care să fie la dezbatere. Călin Cozma, candidatul AUR, Viorel Băltărețu, candidat Alianța Dreapta Unită, și Ramona Stugariu, candidat Reper, la primăria Cluj, au fost în direct la Euronews România. Am aflat proiectele lor. Le mulțumim că au fost în această seară la Vocile Care Contează. Punem punct emisiunii la fix. Jurnalul va fi prezentat de colega mea, Miruna Mihailovici. Rămâneți alături de noi.